Mai țin minte apartamentul ăla de 56 de metri pătrați la mine pe canalul de YouTube, care a strânit multe emoții, multe comentarii și hai, când îl arăți, când îl prezinți, vă așteptăm! Păi, astăzi este ziua în care îl vezi. Să-l descoperim! Deci apartamentul conține un dormitor, un dressing, un living, o bucătărie, o baie și tot împreună e un proiect. Proiectul necesită timp, atenție și atitudine. Noi, în birou la noi, am ales produsele de la Logitech. Este mouse-ul MX3 și tastatura care ne permite să lucrăm destul de calitativ și destul de ok. Sincer, eu nu prea sunt utilizator de mouse, dar când lucrez și stau orele alea în șir la planurile astea, îmi ia puțin timp și îmi trebuie să fie mâna foarte comodă. Și este un mouse foarte comod, foarte precis și nu-ți obosește mâna, pentru că are așa o formă destul de interesantă. Plus, e destul foarte ușor că poți să o mut de la acest mouse, utilizez și la laptop și la un Mac, care îți permite să lucrezi pentru că are switch-ul de la 1, 2, 3. Tastatura. Foarte silențios. Până lucrez eu în continuare la următorul proiect, te invit să vizionez apartamentul live. Să-ți prezint puțin lucrurile cum stau în acest apartament. Deci, inițial, noi am vrut să facem un apartament care trebuia să răspundă unor cerințe. Un burlac care își permite multe și are de toate în casă. Foarte echilibrate, foarte bine pus la punct și de branduri de top. Dar, între timp, burlacul nostru a găsit o fată. Și, deci, s-a schimbat situația și dânsul a trebuit să se regândească, să-și pună alte condiții și ne-a schimbat caietul de sarcini. Deci burlacul nostru a pus o condiție și a spus: băieți, în 58.000 vă rog să vă încadrați și să faceți apartamentul să fie ca în proiect. Și noi, what? Cum? Păi aveam o canapea de la Living Divania, aveam cacaro, aveam de toate. Cum procedăm? Ce faci? Ai întâlnit această situație și tu? Ei, dacă ai întâlnit-o, scrie-mi în comentarii și cum ai procedat. Ai spus nu sau ai acceptat provocarea? Hai să-ți prezint ce avem aici. ADN-ul acestui apartament reprezintă un open space bine gândit, cu spații sau insule care separă zonele. Da, de ce am făcut? Am spart de tot pereții. Dacă nu ți-i minte ce am făcut aici, uite în episodul anterior, apartamentul de 56 de metri, unde am arătat în etapa construcției. Și după aia urmărește în continuare să vezi cum am ajuns aici. Luând în considerare că bucătăria face parte din living și din dormitor, el în mod normal trebuie să arate ca un spațiu destul de echilibrat, optimizat și doar în momentele când ele devin funcționale, bucătăria trebuie să se transforme și să-ți ofere tot potențialul acel de gătit. Și atunci, clar, știți principiile bucătărie. Avem niște pocket doors-uri, ok, în care tu ai zona de spălat, zona de gătit, frigiderul. Hai să schițăm puțin lucrurile. Tu din frigider ți-ai luat lucrurile, le-ai pus pe masă, ți le-ai preparat, le puteți le muți aici sau din frigider le muți aici, le prepari, după aia le speli și le-ai mutat și te-ai gătit aici. Ai pornit plita și începi să gătești. Ai pus, ai servit farfurie, ai așezat și mănânci. Aș vrea să menționez un lucru. Această bucătărie este făcută de un producător local. Care e diferența când comanzi o bucătărie de așa gen, de exemplu, la niște italieni, versus ceea ce ai local? În primul și în primul rând, sistemele de deschidere și închidere sunt de o calitate puțin mai joasă, pentru că însăși deschiderea și tragerea acestei ușe, vezi că este puțin mai complicată, trebuie să depui un mic efort. La italieni așa ceva nu se întâmplă, dar îți permite să-ți deservească sau să-ți organizeze efectiv închiderea acestui spațiu și să capeți acest estetism. Sigur că băieții s-au străduit și au făcut destul de bine. Să nu uităm că este un apartament și o bucătărie gândită pentru burlac. Deci mai des comanda vine sigur că pe ușa aceasta de intrare cu un curier. Oh, da, stai că făceam un video. Știi că canapeaua asta e destul de faină și interesantă.
Ce s-a întâmplat aici? Când am redus bugetul, noi am avut inițial această canapea, da? Este canapeaua de la Living Divani, da? Ea costă, este în jur de 9-10.000 de euro. Ei, atunci am zis că, băi, trebuie să reducem și am ajuns în zona unui buget de 2.500-3.000 de euro și atunci am apelat la Mile, care ne-a făcut ceva similar cu ce am vrut inițial, cu o stofă destul de plușată, pentru că noi am vrut să o facem din piele inițial și am renunțat la piele, am păstrat designul sau emoția cărămiziei care avem aici cu pernele astea gri antracit. Pe interior este moale, după aia își revine, pentru că are acest efect și destul de comodă, care are o parte mai lungă în care poți să te întinzi, poți inclusiv să dormi și așa, dacă vrei tare, dacă ții, sau să te întinzi sau să te relaxezi citind o carte sau privind un film. Living-ul nostru este destul de simplu și minimalist, cum ne place nou. Deci ce avem noi? Este spatele dressing-ului pe care am atașat televizorul, soundbar-ul și această poleță super minimalistă care este făcut totul din materialul ăsta fine touch, care nu lasă urme și îți creează așa un efect de smooth, moale, foarte plăcut la vedere și la îți permite să ai aceste umbre foarte faine. Deci clar și cu un producător local poți să faci lucruri de minune. În dormitor avem un pat, un pat care se află în centru băiei dressing-ului și dormitorului, care este tot făcut de la producătorul Mile și e făcut dintre aceeași stofă și aceeași culoare cum este canapeaua din living. Este sexy, moale, comodă, sigur că salteaua trebuie să fie de o calitate bună. Cum ți-am zis, mai sunt lucruri care nu sunt finalizate, de exemplu aceste calorifere care noi le vom colanta în culoarea peretelui și într-așa mod ele vor dispărea din cadru. De aia când te uiți astăzi la apartament, îți par puțin stranii ca niște pete albe. Sigur că tot sunt minimaliste și mai rup din această culoare permanent și cromatică întunecată care avem, dar îți promit vor fi colantate și vor arăta mua! Și în față nu avem televizor, televizorul este în living, nu ne trebuie. Avem un dressing walk-in, efectiv, în care intrăm. Dacă cumva a venit iubita mai devreme, știi cum unde se ascunzi amanta, da? În interior avem tot imperiul hainelor care ne trebuie. Deci, gândește-te, noi avem un dressing care este o insulă și separator de spații. Deci nu ne mai trebuie perete din rigips. Gândește-te că dublai, făceai peretele, după aia trebuie să-l tincuiești, după aia trebuie să pui mobilierul și rest. Direct, din mobilier, am făcut și soi separarea, și dressing-ul, și spațiul. Ce poate fi mai bine? Pe același principiu, cum am făcut și cu dressing-ul, deci cu insula de la bucătărie, am venit cu o insulă care a venit separatorul între baie și dormitor. Această insulă, care e făcută cu un material din piatră așa mai texturat, plus lemnul, la fel, care este destul de texturat și e făcută dintr-o melamină. Atenție, melamina este un material care de-abia începe să fie redescoperit la justa valoare. Wow! Uite o baie foarte mică, dar super mega funcțională. Deci aici avem o ușă de la producătorul nostru iubit Union. Inclusiv avem o zonă de depozitare. Uite, la fel, făcută la față, în care sunt niște rafturi, niște polițe. Mașina de spălat. Ce tare că am găsit această culoare gri antracit la aceeași culoare cu peretele. Acea baie care avem lângă dressing și lângă dormitor, ea la fel este funcțională și cumva căpătăm într-un spațiu de 56 de metri să avem două chiuvete. Deci cumva avem două băi. Nu e mișto? Nu e mișto? Nu e fain? Să intrăm și în zona detaliilor care fac diferența, acele detalii care îți permit să faci un apartament cum îl numim noi hype. Deci uite, aerul condiționat este în baie, deci în WC-ul, în tavan, închis cu rigips, cu gură de acces și grila care suflă și îți dă aer în tot living-ul și dormitorul care îl ai.
un element de decor și de design important în această casă sau acest apartament sunt aceste jaluzele din lemn, care au un efect demențial. Le-am făcut manuale, dar îți permit să generezi niște umbre frumoase și acel efect liniar în casă. E un producător local, da, din România, din zona Moldovei. Uite în descriere jos, link-ul către ei și caută-i că merită, sunt foarte sexy. Priza, care la fel este în gri antracit, plus plinta îți dă efectul să cutrecerea parchetului sub el. Deci ăsta este un element hype care contează și în ziua de azi, dacă ai așa ceva, asta e la orice buget care ai. Nu întotdeauna prețul scump înseamnă o soluție de design scumpă. Nu. Uite, cum crezi? Ce este aici? Gândește. Cât te gândești, dai acolo un like, subscribe, clopoțelul, da? Uite ce ai aici. Vezi? E tablou electric. Deci nu mai trebuie să ai cutia aia din plastic așa. Într-un apartament hype, totul este ascuns, inclusiv tabloul electric. Asta este culoarea cărămizie. Deci acest material exact are aceeași emoție ca o piele întoarsă, doar la atingere este foarte plăcută și foarte ca un velvet, ca un velur, ceva de genul ăsta. Plus, observi că toată asta așa e mai boțit, pentru că așa se poartă, puțin mai boțit, pentru că nu e chiar totul aliniat la milimetru, nu ne place nou când e aliniat la milimetru, înțelegi? Și atunci toate emoțiile, toate astea apare anume de la acest efect mai natural și mai adevărat. Hai să-ți povestesc puțin despre lumina în acest apartament. Noi avem trei tipuri de surse de lumină. Deci avem, în primul rând, cinele cu lumini direcționale care îmi permit nouă să organizăm acel efect de scenariu. Avem spoturi mici încastrate, dacă tu observi, sunt exact în zona insulei din bucătărie în care noi gătim și lumina ne oferă strict exact o temperatură caldă și mai avem scafele care continuă pe tot conturul apartamentului și amplifică legătura între dormitor și living și bucătărie. Este perfect! În încheierea acestui video vreau să-ți spun câteva lucruri importante despre soluțiile din acest apartament. Dezvoltatorul ne-a dat nouă niște soluții standard, zicem pereți, compartimentări, noi i-am exclus. Clar, cu un buget redus, deci doar 1000 de euro pe metru pătrat și ceea ce a însemnat aici aproape 60.000, 58.000 și ceva a costat investiția în tot acest apartament, poți să primești acele emoții care le aștepți și le găsești la hoteluri de 5 stele sau acel vibe de hype de care ne-am gândit și ne place noi să vorbim. Uite surpriza care am pregătit-o. Acest apartament este de vânzare. Proprietarul clar și-a schimbat cerința și caietul de sarcini și a migrat din zona a locui aici și s-a gândit că ar fi ok să-l vândă și dacă ți este interesant și vrei să afli mai multe detalii, scrie-ne pe grosumedia@gmail.com că vrei să-l vezi, vrei să afli mai multe informații și vei primi o ofertă de nerefuzat. Clar. Între timp, n-ai uitat, da? Un like, subscribe, share, da? Să afli mai mult despre aceste soluții.